Direcția Silvică Vâlcea își propune să împădurească integral în acest an o suprafață de aproape 90 de hectare, cărora să li se adauge 37 de hectare, completări implantațiile executate în anii anteriori și 193 de hectare regenerări naturale noi. De aceea, prima zi din campania anuală de împădurire a însemnat și prima zi în care s-au plantat copaci de către silvicultori. Pe malul râului Topolog au fost plantați câteva sute de anii negri, mari iubitori de apă și deloc pretențioși la sol. Ca și în anii trecuți, la acțiune au participat elevi de gimnaziu, de această dată din comuna Galicia, dar și 4 din cei 8 parlamentari vâlceni. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi prezenți la Ocolul Silvic Stoiceni în lunga râului Topolog, unde ne-am propus să marcăm această inițiativă legală din România de a luna plantării arborilor. Este o tradiție legiferată ca între 15 martie și 15 aprilie să fie marcată prin diverse manifestări cu rol educativ și de conștientizare a importanței pădurii, luna plantării arborilor. Viața uneori noi înainte ne obligă să începem împăduririle mai devreme, alteori ne întârzie și începem puțin mai târziu. Rolul nostru astăzi aici este să facem o lecție de reîmpădurire a unei suprafețe pe care are destinația de fond forestier, care în urma evoluției unei generații de plop euroamerican, care a ajuns la limita fiziologică a sa, am îmbătrânit și este nevoie să-l înlocuim. Este o acțiune tehnică în care alegerea speciilor de plantat se fac după niște reguli silvice, după reguli care ține seama de sol, de condiții edafice și respectiv de condiții hidrologice și climatice. Colegul meu, Mircea Popa, șeful Ocolului Silvic, vă va spune în detaliu cum se face această lucrare și de ce o face. Ne aflăm în lunga Topologului, un habitat de importanță excepțională, atât din punct de vedere al compoziției speciilor avifaunistice, a speciilor de arbori și de plante, dar mai ales datorită rolului său în stabilitatea echilibrului ecosistemului. Caracteristica lungii Topologului este că într-un proces permanent de transformare, datorită variațiilor regimului hidric, astfel avem o alternanță a fenomenelor erozionale cu cele ale depunerilor aluvionare. Aceste fenomene pot să constituie un pericol ridicat pentru terenurile limitrofe forestiere, agricole, dar și pentru obiectivele de interes hidroenergetic. Și aici mă refer la lacurile de pe râul Olt, unde Topologul se varsă. Ori aceste arborete create și gospodărite de-a lungul râului Topolog au acest rol de a proteja obiectivele mai înainte amintite. Din punct de vedere amenajistic, ne aflăm în unitatea de producție 1 Stoiceni UA74A, o suprafață inclusă în situl Natura 2000, platforma Cotmeana, și tema întâlnirii de astăzi este împădurirea cu anin negru a unei suprafețe de 0,89 hectare. Avem o colaborare, un parteneriat încheiat în urmă cu câțiva ani. În cadrul parteneriatului, elevii de la școala noastră au participat la diverse activități, de la plantarea puieților până la strângerea, colectarea plantelor medicinale. De școala de la Galicia, nu? Școala de la Galicia, da, școala gimnazială Galicia. De fiecare dată ei au venit de bunăvoie și cu cea mai mare plăcere, pot spune. Câți copii sunt alături de dumneavoastră astăzi? Astăzi sunt alături de mine un număr de 27 de elevi. Înțeleg de la unii dintre ei că niciodată n-au mai plantat pomi, e chiar o premieră pentru ei. Este o premieră pentru că parteneriatul a presupus până acum doar colaborarea cu gimnaziu, cu clasele de gimnaziu, de aceea sunt și elevii din clasa 5-a care participă alături de noi și care n-au avut ocazia să participe la celelalte activități. Sau poate unii, din diverse motive, nu au putut să fie alături de noi la activitățile anterioare. O parte dintre prietenii pădurii au recunoscut că este pentru prima dată când plantează pomi, dar nu și ultima încercare. Alții au dovedit dexteritate la plantarea puieților, semn că au mai făcut și altă dată această activitate. Tu nu ajuți pe colega ta? Ba da, o ajut, da. Ia, dă cu sapa! Păi dacă îmi luă și sapa, ce să fac? Eu să plant. Ai mai plantat? Nu, e prima oară când da? Sunt organizați, cum ar veni. Așa, o floare am mai plantat, hai să zicem. Și? Îți place? O să faci lucrul ăsta de acum încolo? Nu mă văd
în viitor. Ce te vezi tu făcând? Eu, artist. Și domnișoara, mai plantat? Nu, este prima oară. Prima oară, să fie cu noroc, să se prindă. Mulțumim. Da? Pentru acest an, în cadrul campaniei Luna Plantării Arborilor, în ocoalele Silvice Vâlcene se vor folosi 600 de puieți forestieri din speciile mulit, brad, gorun, stejar, paltin, frasin, cireș, salcâm și fag.